Salut băsacalilor, ce faceți? Așa cum v-am promis, astăzi facem vlogul cu mutarea, plec oficial din Bacău, să părăsesc acest mic perete la care am muncit atâția ani. Această cameră, acest mic calculator și pe frate meu, îl părăsesc și pe frate meu, asta este. Cam în asta constă o plecare, chestii aruncate pe jos, distrugere, birou, varză, chestii luate, distruse. Am băgat aici cum am putut, am avut inițial aici pachet la PC Cooler, dar l-am pus aici ce am putut, cântari, chestii, bare de astea ce am pe aici. Pungi întregi, mai am și acolo papuci tot. Cel mai important, blender aici, încă multe chestii cu mâncare. Aici mi-am pus câțiva papuci pentru că o să mă mai întorc acasă și nu o să iau chiar pe toți cu mine. Dar momentan este 8 seara, eu încă n-am plecat din Bacău, o să plec la 5 dimineața și o să mă duc la facultate, după care o să vin, o să-mi așez chestiile prin apartament. Vlogul o să fie împărțit în mai multe zile pentru că nu o să le am pe toate deodată cu mine. Mă rog, o să vedeți voi și de acum cred că mi-o rez drum bun. Cam așa arată John când pleacă. Mamă, uite la tine. Alo, tu mi compensa. Așa, nu te pricep. Ai zis că plăcești. Opa, John. Se vede că te muți, uite acolo tricourile în spate. Poți să mai vin. Mulțumesc de ajutor, oamenii mei. John, eu n-am crezut că o să fie așa greu să mă mut, să mor. Adică, scara aici, uite ce braț, mă, ești nebun acolo. Petit, petit. Caliente, caliente, caliente. Ce cântare, da. S-a deschis cântarul să consum bateria, boss. John, unde e? Slavă cerului, am reușit să mutăm, să încărcăm mașina cu vreo 170 de kg, cam așa, și nu exagerez, gen mi s-a lăsat tot pe bagajul. De acum ne mai vedem la 5 dimineața când plec. O să-mi lipsească camera asta, bă, așa jegoasă cum e acum când mă mut, dar o să-mi lipsească, bă, feretele meu, uite la... Oricum iau premiu cu mine, nu te gândi că ți-l las, îl iau. Îl faci pe la de milion, bă, până atunci, lasă. Serio, o să-mi lipsești, asta, doamne, mâncați așa, atâtea vloguri aici, atâtea, doamne. Da. O să duc un pic dorul la casa asta după 19 ani. Aici vă dați seama, e un pic așa, o lovitură în inimă. Este 5 dimineața, acum plec, mă rog, am întârziat deja un pic. Nu mai filmez drumul pentru că e foarte dimineață. Eu mă duc la facultate imediat cum ajung și abia după merg la apartament. Urați-mi, Doamne, ajută și aia, ne vedem. În sfârșit am ajuns după un drum super, super lung și după multă curățenie am ajuns în sfârșit în noua mea casă. Bă, gen, sunt super fericit că oficial gata, după atâta timp, singur, frumos, mâna mea curată, tot aici trebuie să vă prezint un pic. Bă, John, oricam asta e bucătăria. Uite, zici și tu dacă nu e frumos. Aici o masă, aici chestii, după care avem aici o debară. Am aici frumos papuci, Photoshop codul nici deci la reducere, am doar câțiva dintre ei, că nu mi-am mai încăput în mașină nimic. Și după chestia asta aici intru în camera mea frumos, camera mea, mamă, ce frumos. Ce e acolo? Oare genul, opa. Camera frumos cu balcon. Hai să vă prezint așa. Bine, momentan nu este nimic, încă nu mi-a acolo am lăsat scaunul, acolo am perifericile. Bine, urmează să mai mut eu pe aici să fac frumos, să mi-aduc birou, nu știu cum o să dau patul. Cum ar veni aici, o să-mi fac aici un dita mai altar al gamingului și al vlogului. Fac frumos aici, ieșim pe balcon, avem o canapea, mamă, zi. Și aici, băieți, o să vin eu și cu colegul meu în fiecare dimineață să ne bem cafea frumos. Aer curat, lejer, o cafeluță, o treabă extraordinară, extraordinară, o apă, ceva foarte frumos. Dar tocmai ce am făcut un duș și mă pregătesc să montez scaunul ăsta, trebuie să dau fugă neapărat până la Bacău, acum trebuie să mă urc în mașină să plec. Mi-am dat comandă de birou și o să-mi ajungă luni, astăzi este vineri, dar mi-au ajuns monitoarele acasă. Și trebuie să mă duc să-mi iau calculatorul vechi și să-l aduc aici, dar acum montăm ăsta momentan, mulțumim Genesis, avem acolo câteva produse, o să le fac eu review la toate. Sper să pot să-l montez singur pentru că colegul meu doarme și trebuie să mă descurc singur. Na. Aoleu, mamă, trăiți ar neamă. Altă pernă, îmi pare rău că le pun pe patul meu nefăcut, dar asta e. Avem aici imbus, multe, multe cartoane pe care le pun pe masa asta. Ok, și de aici începe partea super, super grea. Aici e dita mai spătarul ăsta. Aoleu, de aici l-avem pe ăsta de jos, hai că-l prind eu cum. Mamă, cât de greu e să mor. Opa, Johnule, opa, ia fii atent aici. Bă, John, dacă i-ai dat una de asta în cap la unul, păi eu cât de tot, mă. Da, să-l desfac, pare preța ca să-l pun pe ăsta. Și asta o să vină pe o gaură. Prin puterea lui Vladul Uzurpatorul, invoc toți voievozii români să mă ajute în strângerea și montarea acestui... Nu-mi arăt... Să zicem... Nu știu cum...
Bineînțeles, o nouă zi, o nouă sesiune de filmat. A mai trecut o zi, mi-a ajuns birou. Hai să vă arăt birou, ca să vedeți cam cât de mare chestia asta. Uite, leacă cât e. Băi, Dita, mai birou, bă, tu știi cum l-am băgat în mașină? Nu am căput. Da, cam așa am căput în mașină. E ok, mergem cu el. E ok, stă, e țeapăn. Din nefericire nu am putut să filmez toate chestiile astea cum am adus și am cărat aici. Bine, nici nu merita să filmez, nu merita să vedeți cum am dus până la Bacău, mi-am luat 3 monitoare, nu a fost dezastru. Și am ținut să zic chestia asta, poate mai sunt oameni care urmăresc mai mari, care au permis de conducere, tocmai de asta vreau să vorbesc un pic, pentru că eu de la Bacău până în Iași ieri am făcut 4 ore, băieți, 4 ore. Ca să înțelegeți, eu de obicei până la Iași fac o oră jumătate, maxim 2 ore când sunt cu mama, da, când sunt cu mama lângă mine. Deci 4 ore la un drum de 100 de kilometri. Am făcut 4 ore pentru că au fost 2 accidente, cum au fost și săptămâna trecută în același loc accidentele, și vreau să vorbesc un pic despre asta. Dacă ai trecut de vârsta de peste 18 ani și ai permis sau urmează să dai, bă, nu conduce cu viteză, nu merită. Ideea e că accidentele au fost foarte, foarte grave. Bă, știți că pe mine nu mă caracterizează să spun chestii serioase pe canal, știi? Și acum să o dau aiurea. Bine, și acum zic chestia asta că m-am enervat și eu că am făcut 4 ore, adică morții mei, nu știu, fac accident în loc. Mă înțelegi că nu, serios, nu pot. Indicatorul zonă cu risc ridicat de accidente nu e pus degeaba acolo. Omule, tu conduci și tu mai încet, adică nu știu, e aiurea rău. Nu mai conduceți cu viteză în caz că vedeți asta sau să dați de permis. Nu conduceți cu viteză, nu conduc cu viteză. Țineți cont de asta, vă rog. Acum 8 seara am venit de la facultate, urmează să fac unboxing la Tobiro, ăla o să mă ajute colegul meu, o să-l punem, cred, undeva acolo, punem și monitoarele, punem tot, sper undeva ca mâine, poimine să fie gata. Bine, momentan nu avem net, dar vreau să fac un unboxing de la așa frumos cinematic, unde să fac chestii, o să mă ajute prietenul meu, așa-i? Da, cam așa-i biroul, e cam cât patul și cam astea-s chestiile biroului, da, nu ne pricepem noi prea tare. Ideea este că eu nu mai am deloc memorie la cameră, mai am 2 minute, așa că chestia asta cu unboxing-ul pică și când îmi vine cardul, că mă rog, trebuie să-mi iau alt card, o să-l pun acolo. E cel mai ciudat videoclip văzut. Îmi pare rău, e vina mea. Bun, bă, băieți, acum facem unboxing la chestiile pe care le-am primit de la Genesis România. O să aveți toate link-urile în descriere acolo frumos. Avem frumos căști, avem mouse, avem tastatură, avem scaun. O să fac unboxing la tot. Bun, am primit căștile astea care sunt super, super șmechere. Adică le-am văzut și eu din review pe YouTube. Acum trebuie să vi le arăt și vouă, adică merită. Opa, aia, fii atent aici, Raiden 610. Fii atent, ia uite-le cum vin. Opa, vrța, opa. Mamă, hai că știu să fac unboxing dacă iau. Bă, mâncați, aș uite-te o leacă la ele cum stau. Bă, cam astea-s căștile. Faza care mă surprinde super, super tare, sunt foarte ușoare, gen super, super ușoare. Gen, dacă vrei căști care să nu strici părul astea. Am primit și mouse-ul ăsta Krypton 800, pe care vi-l recomand, pentru că am mai testat unul de ăsta înainte. Nu faceți asta cu cuțitul ca mine. Fii atent, John-le, cum iese. Hopa, haide, uite-te aici, John-ule, fii atent, mamă, aveți acolo link-ul în descriere. Bun, băieți, ăsta e mousepad-ul pe care vi-l recomand cu toată inima, pentru că o să vedeți acum despre ce vorbesc, dar e ca un confeti. Și fii atent acum, deci ăsta merită întotdeauna să vă luați un mousepad mare, să vă acoperiți tot biroul, nu să vă luați o chichinață de aia mică. Fii atent aici, John-ule. Fii atent, John, și Dumnezeu a zis să se facă lumină. Uite-l, John-ule, cum îi mâncați aș Genesis, toate link-urile în descriere. Uite cum arată. Uite-l cum arată frumușelul lui tata. Uite cum arată seta, bă, ce frumos. Aveți acolo link-ul de scriere, bă, merită, bă. Bun, băieți, și acum, pentru că știu că mulți aveți probleme cu scaunele voastre, fii atent ce au scos cei de la Genesis. Mâncați-aș sufletul tău. Ia-o pe asta, John. Fii atent, John, ia uite-l pe asta. Hop. Mamă, cât de caterincă se vede. Pac, ai luat ăsta și l-ai pus aici, John-ule, frumos. Opa, stai așa frumos, îl pui aici, așa ai terminat cu totul, John-ule. Nu mai ai nicio problemă. Mamă, mâncați-i sufletul tău. Chestia asta se merită neapărat, aveți acolo link-ul în descriere. Uite-o leacă cât de bombă-i, frate, să mură, e perfect. Nu mai ai nicio problemă, nu ți se mai murdele sunt roțile, frate. Asta e cel mai tare lucru. În sfârșit revin cu ultima zi, am terminat oficial, mă rog. De acum ce o să mai aduc eu și să mai fie așa? Că, na, până la urmă, ca asta ți-o faci în timp, nu ți-o faci toată deodată. Nici Dumnezeu nu a făcut lumea în 7 zile. Sau ba da, la așa.
Deci Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi, așa era. Mi-am adus câteva perechi de papuși pe care le-am lăsat aici pentru că pe hol ar fi prea mult și am adus și aici. Aici sunt chestii pe care, nu știu, random, o să le las aici, nu știu, nu mă deranjează. Aici am cutiile de la monitoare și ce o mai fi și cred că o să le las acolo pentru că chiar nu mă deranjează să mai văd ceva prin cameră pentru că altfel ar fi foarte, foarte mare și goală. Iar acum ce așteaptă toată lumea? Haide! Haide! Ia uite, Johnule! Bine, hai, fără cable management, că n-am apucat să fac, dar așa arată drăguț rău, nu? Ia uite! Hop! Haide! Mamă, cât de drăguț arată! Arată groaznic cum am făcut acolo, știu, am improvizat cu, nu știu, pe acolo un întrerupător, încă unul pe acolo. În schimb, am adus subwooferul și boxele pe care le-am pus aici în spate, s-au de super bine. Toate chestiile astea urmează să le pun așa într-o plasă pe care o lipesc aici. Probabil ați văzut de la IKEA, o să o pun, o să o iau aici și o să lipesc așa și trag toate cablurile pentru un singur cablu de la. Și aia eu zic că o să arate bine, în schimb ce mai avem pe aici, e totul făcut frumos. Coveraș aici, mamă, ăsta e cel mai băi, deci așa moale coverul ăsta, eu cu papucii mei de casă. Ia uite, haide ce moale, haide. Ca unul de la Genesis, o să aveți toate linkurile în descriere acolo, să vă luați și voi chestiile astea, mousepad-ul care este genial, mouse-ul. Căștile care nu mă așteptam să fie așa de faine, deși sunt mari, tare, sunt foarte, foarte faine și ușoare. Mi-am adus și microfonul în caz că o să fac stream sau, mă rog, să înregistrez. La monitor ăla trebuia să iau încă un adaptor de la DisplayPort pentru că n-am știut că așa funcționează plăcile noi astea video. Am făcut greșeala să cumpăr un cablu HDMI și nu era bun, mă rog, acum o să cumpăr un... Nu, investiții, investiții! Da, cam aia e, cu excepție dacă țin așa camera, se vede foarte frumos, e, o cobor un pic, cabluri are toată lumea în casă, Doamne ajută! Cam atât a fost vlogul cu casa, de acum știi cum e, se mai aduce, se mai scoate, vă țin la curent, pe story-uri, pe chestii, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, acolo sunt Niculeț, un follow. Și da, o să vă las și canalul meu de live-uri, poate facem live-uri, că tot am... Ok, am înțeles, e ok. Aveți grijă de voi și v-am pupat, bă, Doamne ajută, ne vedem data viitoare. Pa, bă!